polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara împreună cu procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Din cercetări a reieșit faptul că în perioada aprilie-iunie persoanele în cauză ar fi deținut și comercializat în mod repetat diferite cantități de droguri de mare risc către consumatori din județele Timiș și Arad. În seara de 10 iunie, două dintre acestea au fost prinse în flagrant delict în municipiul Arad, în timp ce ar fi comercializat pentru 42.000 de lei, aproximativ un kilogram de droguri de mare risc, achiziționat anterior de la o altă persoană cercetată în cauză. În aceeași zi, în urma unei percheziții domiciliare efectuate, au fost descoperite și ridicate mai multe pungi, conținând aproximativ 3 kilograme de droguri de mare risc, precum și alte mijloace de probă. La data de 11 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea a 4 persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Ulterior a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a persoanelor pentru 30 de zile.